Bună dimineața, București! Cu Alex Vinculescu și Andreea Bratu. Bună dimineața! A venit momentul pentru interviul zilei aici în matinal. Interviu ce poate fi urmărit și pe pagina de Facebook București FM. Spune bună dimineața lui Valentin Comănoaia. Neața bună! Bună dimineața! Bună dimineața. Am bucur să revin la voi și Bine mulțumesc pentru invitație. Ești Bine de case, ai revenit! Ești da. de Așa mă simt simt și ține. eu, da. <laughs> am fost și la okay. poza acolo cu ATN-ul, am vorbit și în matinal, dincolo de interviul dimineți, deci gata, te-am cooptat în echipa noastră. E vorba despre echipă? În ceea ce vom da, discuta întotdeauna, astăzi? Da, întotdeauna. În întotdeauna. Orice drum către succes, ai nevoie de o echipă bună. Și o echipă bună înseamnă o echipă care să potrivește ție. Nu neapărat cea mai performantă echipă este bună și pentru tine ci ceea care se potrivește cu mentalul tău, cu ceea ce îți dorești tu, cu visul tău și mai departe. Și mai știam o vorbă, echipa câștigătoare nu se schimbă da uneori, da, dar da, din când forba. în când, cine știe cum mai apar și schimbările. Legate burze pentru sportivi și părinți, o structură clară și... Atipică, așa e? Da, clară, dar <laughs> da. și atipică totodată. E nevoie de bani, e nevoie de da. a investi atât pe plan sportiv cât și pe planul promovării, pe planul imaginii, pe planul extrasportiv și așa mai departe. Da. Dacă sunt lucruri care depind de noi... Și anume capacitatea de concentrare. Dar și aici am un amendament, pentru că poate fi cineva în spatele tău care să te motiveze odată da, în plus. Așa este. Uh, alimentația. Sunt și lucruri care depind de alții. Și aici o să încercăm să descoperim da. cum facem trecerea asta, bratu, că poate și noi ne informăm. Acum, dragă Valentin, noi ne gândeam să ne apucăm de sport. Da. De ce nu? Niciodată nu să te apuci de sport. Spune-ne un pic. Uh, Bun, da. Cum stau lucrurile cu această bursă? În primul rând, da, avem această mare, mare onoare și plăcere să, să lansăm 5 burse de consiliere financiară pentru sportivii peste 18 ani, dar și pentru părinților. Aici este o chestie foarte atipică. De ce părinții au nevoie de consiliere financiară? Uh -huh. Și pe lângă cele 5 burse de consiliere financiară, mai lansăm încă 3 burse de mental coaching. Uh -huh. Toate informațiile despre burse, cum se accesează și așa mai departe, se pot găsi foarte ușor pe site-ul nostru, pe igol.ro, la secțiunea Burse. Dar este foarte interesant de ce. Nu de ce e nevoie de consiliere financiară. Bine, e o întrebare destul de simplă. De ce ai nevoie să știi să-ți consiliezi venitul, să spui să gestionezi și mai departe cum să-l investești? Uh, în primul rând, ca să faci performanță în sport, cum spuneai și tu mai devreme, ai nevoie de bani. Dar de ce ai nevoie de bani pentru a face performanță în sport? Păi ai nevoie de cele mai bune servicii, de cele mai bune, cele mai bune cluburi, ai nevoie de cele mai bune produse ai nevoie de o alimentație specială, de echipamente speciale și cu cât crești, cu atât ai nevoie și de produse și mai multe. Și atunci trebuie să le cumperi cu, ceva. Bun. Pe de altă parte, părinții, știți foarte bine, costul vieții a crescut foarte mult. În România mai ales în ultimii, în ultimii 4-5 ani. Pe lângă cheltuielile de zi cu zi, cu școala și așa mai departe, cu educația, aceste cheltuieli cresc, cresc foarte mult. Cum faci tu să gestionezi venitul astfel încât să-ți întreții Visul copilului. este foarte, foarte complicat. Și atunci, dacă tu știi să pui un bani de parte să investești pe termen mediu și lung, poți să um, oferi copilului tău cele mai bune produse și cele mai bune servicii pentru a face performanță. De asta este important ca și părintele să facă să aibă un plan, să spunem de la începutul visului copilului său. Da, trebuie să aibă planul, dar uh, trebuie să și aștepte puțin, cel puțin asta din experiența mea, pentru că eu uh, mi-am început activitatea sportivă cu dansuri, dansuri sportive, mm -hmm. pe care le-am părăsit după un an, că n-a mai, mai fost să fie, nu m-am mai simțit Se acolo. Pierdut motivația? Mi-am pierdut motivația, nu m-am mai regăsit neapărat mm -hmm. în locul respectiv, eram destul de mică. E, dacă ai mei s-ar fi apucat să investească încă de la început în ceva ce eu nu mi-am dorit neapărat să, să fac, da. ar fi fost o pierdere. Păi, e o bună observație, pentru că investiția în sport a trebuit să vină treptat, în funcție și cu dorința copilului, mm -hmm. cu aptitudinea lui, cu nivelul -a de motivare. Da, pentru că la început știți foarte bine, este entuziasmul. Mm -hmm. Și dacă mai. nu știu, vine și antrenorul și spune, mamă, cât de bun este sau cât de talentat este, cu atât entuziasmul crește și mai mult. Apoi ușor se va tempera. De ce? Copilul crește, vine școala, vine examenele. Se pot schimba prioritățile și atunci tu, ca părinte, trebuie să fii puțin așezat, să da? nu te iei după fentă, apropo de o expresie din sport. Și cu cât devin lucrurile mai serioase, cu atât tu atunci începi să investești mai serios în viitorul și în visul copilului tău. Eu țin foarte mult despre uh, ideea asta de vis, pentru că, na copilul se, se naște, cu naște un vis, vrea să devină ca un mare, mare sportiv, dar de la vis până la succes este un drum foarte lung. Și atunci, părintele trebuie să aibă un plan. Da? Pentru că toată presiunea. Vine pe, pe părinți, din păcate sau din fericire. Nu știu, bine, asta solom. cu visul, e, e, e o să cu două tăișuri. Uh -huh. La un moment dat, din vis se spune că te trezești. da uh, pe de altă parte, visul poate să fie unul frumos, poate să fie un coșmar. Deci, e nevoie de mare atenție atunci da. când da. te pui în pat să visezi sau când te apuci de un, de un sport. Ideea asta e <sus> în că dacă visezi și nu ai un plan, exact. o să pui în practică, doar visezi. Da? da, și ajungi în sim sau în alte zone. Știi? De asta zic că este bine să ai și un plan. Acest plan cel puțin uh, până ajunge copilul la 14-15 ani trebuie să fie conceput cumva de părinte. De la 14-15 ani și copilul trebuie să... E parte, ada în, parte uh, din, da. din acel plan, da? Concret, cum... Valentin, uite, eu sunt da. părinte, am copilul, da. sportivul, ce ar trebui să fac? Cum pot accesa bursele Bun. și care sunt pașii procedurii? Este foarte nezis. simplu. Uh, dacă uh, uh, ai un copil care uh, este înscris într-un club sportiv și face performanță, Intri pe site-ul eagle.ro la secțiunea Burse, acolo completezi date de identificare plus uh, răspunsul unor patru, patru întrebări în cadrul unui, unui formular de, de înscriere și apoi acele informații se vor duce către, către noi. Vom evalua... Uh, Analiza, da, practic, da. analiza dosarului. Cum... Analiza până dosarului, noi, da. așa. Și uh, dacă te califici mai departe, vei avea un uh, interviu cu, cu mine, cu uh, no, consilierul financiar și cu Robert Glință care este ambasadorul nostru. Un interviu de 30 de minute. Și uh, dacă te califici mai departe, primești bursa. Uh, scur, uh, poți să spui și despre program? Da, da, da. Deci, perioada de înscriere începe de pe 1 octombrie până pe 31 octombrie. Uh, perioada de evaluare în 1 noiembrie și a uh, judecarea celor burse. De pe 1 până pe 15 decembrie. 5 burse, ai spus. 5 burse de consiliere financiară, plus încă 3 burse de mental coaching. Burse de uh, consiliere financiară se adresează sportivilor peste 18 ani și părinților sportivilor. Cele 3 burse de uh, mental coaching se adresează doar sportivilor, bineînțeles. Sportivilor peste 18 ani, iar procesul de, de înscriere este identic cu cel de consiliere financiară. Da? Pe site, completez formularul, cu spuneți, dosarul cu șină, în fine. Da, depus la etajul 2 ca să sunt la etajul 3. Nu uitați de nu, timbru, de desigur, <laughs> da? da, timbru și uh, să aveți uh, chitanța la voi. Chitanța, dovada, nu glumește, da. e mult mai simplu. E foarte simplu, spus, da, deci, să vezi și formularul este foarte intuitiv. Okay. competații, uh, date identificare, răspunsurile și apoi vă contactăm. Partea noi, dacă... complicată nu e asta. <laughs> da. complicată e aia să faci performanță, da. să da. până la capăt misiunea. Banii cum i-ați uh, evalua voi? Ce ar trebui să acopere și pe ce perioadă? Cât uh, durează această bursă? Cât durează patru luni. Deci okay. după ce va primi okay. bursa, uh, durează patru luni și va beneficia de cinci ședințe de consiliere financiară cu specialistul nostru în educație financiară, Adrian Cărucerul, Cărucerul care este un, uh, 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 are o experiență bogată în domeniul financiar-bancar de peste 25 de ani, construiește programe educaționale uh, de peste 8 ani de zile și este și trenerul nostru oficial în Igol. Uh -huh. deci este pe mâini bune, uh, cu siguranță, bursierul. Iar uh, uh, cele trei burse de mental coaching sunt, uh, sunt oferite cu ajutorul echipei Sport Psi, care le mulțumesc foarte mult, în special lui Silvion și Andrei Georgescu. Andrei Georgescu chiar va fi și psihologul sportiv și cele cinci burse de, revin puțin la Consiliul de Financiară, sunt acordate de către Curg România și profit de această ocazie să le mulțumesc pentru încredere. Vorbim de un număr limitat de, de da, burse. Da. Sunt foarte curioasă ce va face diferența pentru voi. Care sunt... Um calitățile sau criteriile după care voi vă veți ghida ca să alegeți beneficiarii acestor, acestor burse, da. cu ce ar trebui să iasă în față. Da, bună vă interesează întrebare. doar performanța, vă interesează, nu știu, starea psihică din da, momentul da, respectiv. Da. Bună întrebare și de asta, de exemplu, la evaluare mi-am adus specialiști lângă mine și nu <laughs> sunt doar eu, asta e unul la mână. Doi la mână, cel puțin din punctul meu de vedere, contează foarte mult cum își motivează el de ce are nevoie de acea bursă. Cum își motivează? Sunt foarte atent la modul ăsta argumentativ uh -huh. da? și cum, cum își scrie. Performanța contează, dar nu atât de mult. Da? Deci că, na, Dacă poate a câștigat niște medalii naționale sau poate la nivel internațional, e ok, înseamnă că e pe drumul acela, pe drumul cel bun, dar nu neapărat, Și în modul cum își argumentează. Pentru mine, personal, asta este foarte important. Și o să fiu foarte atent la, la răspunsurile lor. De ce au nevoie de bursă, de exemplu? E una dintre cele întrebări. E una dintre întrebările complicate. Da, așa e. da. Pare simplu, de ce am nevoie de văzut, pentru că nu e chiar da, așa. Adică da. trebuie să aduci un argument puternic, solid. Da, concret. Adică exemple, uite, vreau să-mi cumpăr asta, dar nu pot. Sau copilul meu face asta, 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 dar aș avea așa nevoie și de nu știu, de echipament. Sau orice, la lucruri foarte concrete, nu o poezie și nu ceva. E un... deci vrei o poveste, da, nu, te interesează nu. Concret Da, chestii cele. concrete, da. Da. pentru că așa știm să le ajutăm și noi e bine. E un concept nou acesta, întâlnit în România pentru prima oară, nu da. am mai auzit să da. fie... Nu, nu mai este, câteodată spun din păcate, pentru că îmi doresc să fie în fiecare localitate astfel de inițiative, da? pentru că okay. uite, cu toți avem nevoie de consiliere financiară, fără doar și poate, dar cu atât mai mulți sportivi. Da? Există două Mari bucăți în viața sportivului înainte să performeze și să genereze un venit foarte bun. Ai nevoie de o consiliere financiară ca să ajungi acolo. Dar ce te faci după? Știm foarte mulți sportivi, și voi și eu, care au devenit falimentari, după ce au câștigat foarte mult. nu tata din România. Și din o listă cu sportivi care au pierdut. Și nu este tot. Nu este păcat când sacrifici toată tinerețea, toată copilăria ta, să ajungi acolo, ai ajuns și după aia e de la cap. Mai ales că viața de sportiv se știe, se vorbește da. mereu, una scurtă. E scurtă și imprevizibilă. Te da. poți accidenta oricând da, și... Apropo de accidentări, după ce de, pentru recuperare, la fel. Sunt costuri foarte mari, pe care, din păcate, statul nu le acoperă, sau federațiile. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe urechi sau să arătăm cu degetul. Dacă ai început pe acest drum, tu trebuie să te pregătești cât se poate de, de bine, din toate punctele de vedere. Și de asta noi vorbim despre educație. Educația sportivă este esențială. Da? Dacă ai început pe acest drum, asumați acest lucru și pregătește așa cum trebuie educația minții, a corpului și vitrului financiar. Știm că este greu, dar nu toată lumea ajunge David Popovici de zi pe zi. Da, alta, și știi? tocmai de aceea există oameni care să sprijine acest demers, pentru că este greu. Da, nu e ceva da. ce faci de unul singur. Da, absolut, absolut. Ai nevoie de o echipă foarte bună. În primul rând, îngerul pozitor, părintele, da? Fără doar și poate, părintele și sportiva au același obiectiv, binele copilului. Apoi, echipa multidisciplinară. La 14 ani încolo ai nevoie poate de un nutriționist, de un psiholog sportiv, da? un doctor care să te ajute să te refaci după efort, pentru că aceste lucruri se văd în timp, nu acum. Ești copil, ai 14 ani, ești mult mai flexibil. Se mișcă altfel lucrurile. Da, nu e la fel, sportul nu devine la fel de dur. Da? Ok, mai sunt discipline sportive care pot fi mai dure la 14, dar în mare nu e la fel de dur. E, când ajungi senior, acolo lucrurile se complică. Și trebuie să fii pregătit deja, nu să te pregătești de atunci. Trebuie să fii foarte bine pregătit când ajungi la 18-19 ani. Da? Și modul cum te pregătești cei șase ani înainte, cumva îți construiește sau nu ca cariera de sportiv. De asta punem accent pe educația sportivă timpurie. Pentru că performanța în sport sau drumul către performanța în sport este un job. Este un job. Copilul trebuie să mănânce diferit, să se odihnească diferit, să aibă un cerc de prieteni sau un anturaj mai diferit. Da? plus timpul. Apropo, vorbeam de timp, da. Foarte important. Toată copilăria lui și o alocă unui da. vis. Da? Și atunci părintele acest are această mare responsabilitate, dar și onoare să aibă grijă de visul unui copil. Și da. de la intenție un până la disciplină. Da. Da. E un termen care se folosește nu doar în cazul sportivilor, dar parcă e mai bine pronunțat. Sacrificiu. Trebuie să sacrifici foarte multe lucruri atunci da. când urmări să faci performanță în absolut orice domeniu. Doar că una este să sacrifici, sau alte lucruri se sacrifică când vrei să faci performanță în matematică, altele când vrei să faci performanță în sport. Da. Că dacă da. poți fi un matematician supraponderal, da? <laughs> da. nu poți să fii un fotbalist supraponderal, un voleibalist supraponderal, un notător și așa mai departe. Adică trebuie să sacrifici și bucătăria franțuzească și bucătăria românească la un moment dat. În primul și în primul rând, sacrifici timp. Indiferent da, da, da. de domeniul în care da. tu vrei să activezi. Că e un domeniu sportiv da. sau că vorbim de șah, de, da. de matematică, da. sacrifici timp. Timpul tău se se duce acolo și se concentrează pe această activitate. Aș vrea să vorbim puțin despre aceste uh, burse de mental coaching. Uh -huh. Ce conțin ele mai exact sau la, la ce se se referă? Pentru că Uite în cazul sportivilor, e o chestiune despre care mi se pare că nu prea se discută. E ok, ne pregătim să câștigăm medalii, să fim pe podium, să auzim imnul țării, da. uh, dar nu se discută foarte mult despre uh, ce face în momentul în care nu ajungem acolo, în care pierdem podiumul. Am pierdut medalia, da. nu avem performanța pe care, pe care ne-am dorit-o. Dacă ar fi să mă întreb pe mine, uh, dacă fiul meu și-a dorit să facă performanță, primul lucru pe care l-aș face aș face nu știu, câteva ședințe de mental coaching ca să-mi dau seama cu adevărat dacă își dorește și de ce îți dorește acest lucru. Mm. Pentru că mulți copii își doresc să facă performanță pentru că l-a văzut pe X, pe Y la televizor și modelul ei cred că, da, modelul, dar și atunci it's fine, e bine să avem astfel de modele și că, da, ne insuflă și ne inspiră. Dar după aia când de greu ce se întâmplă. Și atunci copilul trebuie să fie conștient că drumul spre performanță înseamnă mai mult decât uh, medalia. Da? Ale e doar, știu, doar peisajul de pe vârful uh, muntelui. Da. Și atunci, asta e un, doi la mână. Drumul spre performanță, exact cum spuneai tu, treci prin multe obstacole, prin, prin eșecuri și așa mai departe. Cum le gestionezi? Da, eșecul nu e un capăt de țară, ba, din potrivă, este o lecție și este foarte binevenită și din care înveți foarte multe lucruri. Dar tu să, să fii conștient de acest lucru, că eșecul e doar o lecție, pe care dacă înveți din ea, nu mai repești și devii mai bun. Toate aceste lucruri, din, din păcate, la noi nu prea sunt predate nici de către cluburi, nici de către antrenori, și așa mai departe. Și atunci mă întorc la copil și la părinte. Părintele trebuie să investească în educația, educația sportivă a copilului și un psiholog sportiv poate să facă diferența între succes și eșec pe termen, pe termen lung. Da? Pentru că mm -hmm. nevoile copilului, din punct de vedere de psihologie sportivă, sunt diferite în funcție de vârsta lui. Da? Pentru că și provocările, și anturajul, și toate lucrurile astea se schimbă de la o vârstă la alta. Una e la 12 ani, alte să fie la 14 ani, alte să fie la 18 ani. Și atunci, uh, un mental puternic poate să facă diferența între succes și, și eșec. E o practică întâlnită în alte țări? Uh, chestiunea asta legată de uh, antrenarea creierului, a minții, educația financiară, mental, co mental coaching, uh, se face și în altă parte? Pentru de... este o chestie foarte obișnuită, nu e nimic e și din comun. Marele academii sportive cu siguranță au așa ceva. Uh, îmi povestea uh, un psiholog sportiv din Londra acum ceva timp, de exemplu Academia de fotbal Chelsea. Acolo e cum intri, de la 12 ani, ai totul pus la punct din punct de nutriție, psihologie și așa mai departe, pentru că, ok, trăim într-un sistem capitalism, iar cei de la CES îl văd ca pe un, un bun, ca pe un as, da. Da? da? Investește în el și atunci le vrea, vrea să scoată maximul din din acel sportiv. E o chestie uimui dacă e să mă întreb pe mine. Că uneori da. știi, mai ales când ne uităm la competițiile cu notorietate, unde sunt implicați Români conducem sau nu știu, suntem conduși și nu ne revenim. Sau conducem, ne culcăm pe ureche și pierdem și picăm din da. punct de vedere psihic. Sau nu reușim să întoarcem rezultatul și ei îl întorc. Era gluma aceea cu penenție, sigur că ai bătut în momentul în care ai da. văzut că se urcă în autocar, știi? Adică da. de aici vine. Să nu care cineva că sunt supraoameni. Sunt educați în sensul ăsta. Așa este. Așa este. Și atunci și, um, educația sportivă cred că ea poate să facă diferența și în viața dincolo de sport. Adică după ce în, te lași în de sport, lucruri, lucrurile pe care le înveți din sport, da. poți, te ajută să performezi și în alte domenii, neapărat, nu neapărat în sport. Psihologia, din păcate, eu de aproximativ 2 ani de zile de când am fondat această asociație Eagle, mă învârt în jurul sportului și a sportivului și mai departe. Din păcate, și în 2024, mă avem puțin, ajungem în 2025, pare așa un subiect tabu psihologie, pe lângă confuzia psihiatrie-psihologie, care nu e același da, lucru, da, da. da. psihologia da. este, este foarte, 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 foarte importantă, nu neapărat în sport, în viața de zi cu zi a oricărui om, pentru că toți întâlnim provocări, da? indiferent de domeniul de activitate pe care le avem. Dar cu atât mai mult în sport, pentru că ce face copilul? Da, Poveste despre timp, dar și riscă și sănătatea, da? și relația cu cei, cei din jur. Foarte multe sacrificii. Toate contribuie El trebuie să înțeleagă la... de ce face aceste sacrificii, să, să fie întotdeauna pus pe drumul cel bun atunci ai nevoie de un specialist. Eu știu că noi ca părintele știm pe toate și că noi știm copilul, dar din unghiul unui psiholog nu știm foarte bine și atunci este bine să lăsăm specialist să se ocupe de, da. de acest lucru, dacă Ca să nu ajungi adevărat. la sfârșit la psihiatru, pentru că aici se face diferența, <laughs> el îți dă pastilele. <laughs> da. Valentin, mulțumim. Mulțumim. Așa le pe trecut? Vai da. de mine. Începe de 10 ori să... România curând. Așa se întâmplă când îți place un lucru, trece repede. <laughs> trece repede. Da, da, e da. clar că îți place ceea ce faci și nu ții pentru tine, ci împărtășești și altora pasiunea asta și, până la urmă, determinarea de a face performanță. Și ce faceți voi. Da, Pentru Eagle... că E că o echipă și în jurul tău. Igol nu este un proiect sportiv, Eagle este un proiect educațional. Educațional, Cunva Da. Și la noi la seminarii nu vin doar sportivi de performanță, vin și sportivi de weekend sau sportivi amatori. Este un prin un proiect educațional, nu are un caracter limitativ. Și atunci, miza, să spunem, pe, pe termen lung sau ca fond, este că dacă vrem să performăm, avem nevoie să investim în propria noastră educație, este singura șansă, nu avem alternativă la asta. Dar cu atât mai mult avem un respect pentru sportiv pentru că ei, cum povesteam până acum, își sacrifică tot ce este mai frumos copilăria pentru un vis. Noi, ca părinte... Avem intenția bună, dar și execuția trebuie să fie foarte bună. Hai execuția să... fără educație nu se poate. recapitulăm pe final uh, perioada de înscriere da. și unde. Deci, începând 1 octombrie, pe site-ul a... e puteți să. E-G-O-AL, da? La e-educație este golul, tău, obiectivul. Uh, la secțiunea Burse, da? Puteți uh, să complet, completați un formular de înscriere cu date de identificare și uh, răspunsul a patru întrebări, la fiecare datele ajungă, ajung la noi și dacă Fui vă calificați, dacă vă calificați voi, mai, mai departe, departe, vă contactăm pe e-mail sau telefon în, în noiembrie pentru interviu de 30 de minute. Doamnă, baftă. domnilor și domnilor, domnilor, Valentin Comănoi a fost alături de noi. O dată în plus felicitări, multă baftă și Succes. la cum vă mișcați cu proiectele, cu siguranță ne vom mai uh, vedea. Mai baftă. Mulțumesc mult! <laughs> Rămâneți în DZC România cu Răzvan Petre, Andreea Bratu, Alex Minculescu, Cornel uh, și... Uh, Bineînțeles, mă da. mă dă de partea cealaltă a ecranului, vă salută. Mâine, la ora 6, ne reîntâlnim în matinal. Gata, în formulă completă. A început săptămâna, sper că a început bine pentru toată lumea. Rămâneți ascultători de București FM. Ciao. Ciao. București FM. Aici e capitala.